la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Din nou împreună, din nou, vom descoperi cât de minunat este Dumnezeul care veghează asupra noastră și ne poartă de grijă în fiecare zi. Gabi Husac, invitata de astăzi, oare la 30 de ani pe care îi are, poate să spună că a avut multe experiențe cu Dumnezeu? Cu siguranță, cu El avem experiențe încă din copilărie și fiecare clipă a vieții, fiecare zi înseamnă ceva frumos pentru noi. Trăirea cu Dumnezeu este minunată. Cum ai experimentat această trăire cu El, Gabi Husac, veți afla chiar de la ea. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră. Bine v-am găsit și mă bucur să fiu împreună cu voi. Gabi, așa cum am amintit, are 30 de ani, este căsătorită cu Edi Husac, are 4 copilași și viața ei a luat pe parcursul anilor diferite întorsături. S-a căsătorit destul de repede, la 21 de ani, deși locuia la oraș, Dumnezeu a îndreptat-o spre locurile pustii, spre locurile care pe momente s-au părut pustii. A trimis-o undeva la țară. Vom începe cu această trimitere a ta, Gabi, despre care mi-ai amintit câteva lucruri înainte de a intra aici în direct și aș vrea să ne povestești cum s-a întâmplat după căsătoria ta. Pot să spun că Domnul m-a binecuvântat cu un soț deosebit și nu mă așteptam nici eu, cum spunea Lidia, că așa de repede Domnul să mă binecuvânteze, dar Domnul hotărăște timpul și chiar a fost o binecuvântare deosebită pentru mine. Cum te-ai întâlnit cu Edi? Hai să începem puțin cu o parte mai romantică. Da, m-am întâlnit cu o prietenă de liceu într-o zi pe stradă, venind de la servici. Și m-a invitat la nunta ei, la biserica din care făcea parte. Am zis, bine, o să vin, dar nici nu eram sigură că o să merg. Și duminica dimineața am spus, bun, o să merg, că i-am promis, o să merg la nunta ei. Și am mers la biserica aceasta și m-am pus pe un rând din spate, pe ultimul rând m-am pus. M-am așezat pe un scaun și când ne-am ridicat în picioare să citim cuvântul, Edi a venit chiar lângă mine. A intrat în biserică și s-a pus exact lângă mine, era un scaun liber lângă scaunul meu și a fost așa de politicos, mi-a zâmbit, m-a salutat și mi-a întins Biblia să citesc de unde citea el, dar era o Biblie pe maghiară și o ținea și invers. Și după aceea, la sfârșit, iarăși m-a salutat și din duminică aceea tot ne gândeam unul la altul. M-am rugat și am spus, Doamne, dacă este voia Ta să fim împreună, să ne mai întâlnim. Dar eu am continuat să merg la biserica de unde făceam parte. Într-o dimineață, când am mers la lucru, la ora 6, Edi era în fața locului unde lucram eu. Și m-a așteptat acolo și m-a salutat și a spus că mă va aștepta și de la servici. Și din acea zi a trecut cam 3 luni și ne-am căsătorit. Așa, direct? Parcă pregătiți unul pentru celălalt. Da, frumos. Simțeam că suntem pregătiți unul pentru celălalt și simțeam că asta este voia Domnului. Care au fost visurile tale înainte de a te căsători? Ce doreai să se întâmple cu viața ta? Aveam cu totul alte visuri și planuri față de ce planuri avea Dumnezeu pentru mine pregătite și în orice caz nu să te căsătorești atât de repede.
Da, vreau să-mi fac o facultate, să-mi fac o carieră, să-mi fac o firma mea, o design vestimentar și să-mi fac o casă de modă. Era visul meu să fac o casă unde fiecare să găsească... Vedeam peste tot în oraș tot felul de lucruri, fuste și haine care un copil al lui Dumnezeu nu putea să și le cumpere. Nu erau potrivite, nu erau decente, nu erau după voia lui Dumnezeu și spuneam totdeauna că eu o să fac un loc de unde copiii Domnului o să găsesc haine plăcute lui Dumnezeu. Decente. Decente, da. La acest lucru te referi. Da, asta... Mai ales pentru femei, nu? Da. Gândindu-te la acea casă de modă pe care tu ți-o doreai pentru fetele și pentru femeile creștine, cărora le place să umble decent, să umble fără să provoace, ce s-a întâmplat cu viața ta? Se pare că a luat o întorsătură și ai ajuns într-un loc unde totul s-a petrecut sau totul arăta altfel decât te-ai fi gândit tu și ți-ai fi dorit tu. Dumnezeu a avut cu totul alt plan pentru viața mea și ne-a pus pe inimă atât mie cât și soțului meu acest gând de a merge în Cenei, în casa părinților lui, unde era și o biserică într-una din camere. Era biserica din această comună. Era o biserică mică și plăpândă. Erau doar câteva surori bătrâne care se închinau Domnului, dar sincer. Și eu cred că Domnul a vrut ca eu să mă ocup de sufletul acestor femei din localitatea aceasta, nu de îmbrăcămintea lor, nici de ce se vedea. Domnul a avut un plan mult mai important pentru viața mea. Eu cred că bătrânii aceia s-au bucurat foarte mult de prezența voastră da, și pentru de ei venirea a fost voastră. O binecuvântare. Pentru ei, da. Dar pentru mine, la început am spus, Doamne, eu ți-am cerut cu totul altceva și Tu mi-ai dat parcă exact invers, exact extrema cealaltă de la ce-ți ceream eu. Dumnezeu m-a învățat de multe ori care sunt adevăratele Lui valori și de care trebuie să mă ocup mai întâi, care sunt mai importante. Totdeauna ce izbește ochiul și ce vedem prima dată, credem că este cel mai bun pentru noi. Dar Dumnezeu știe ce este cel mai bun pentru fiecare din noi. Și am ajuns în acest sătuc mic. Eu de multe ori spuneam că parcă sunt la capătul lumii, în pustie, într-o căsuță mică și cu soțul meu seara ne-am pus să ne rugăm în acea zi. Și am spus, haide să mulțumim Domnului pentru căsuța asta, așa cum este, este a noastră și cred că asta a fost planul Domnului, ca noi să avem această căsuță. Și în momentul când ne-am pus pe genunchi, a picat o bucată de plafon, de tavan peste noi. Și atunci am spus, ok, nu-i nimica, tavanul ăsta o să arate mult mai bine când o să punem rigips. Dar noi nu aveam nici măcar bani, poate, pentru o săptămână. Și a lucrat Dumnezeu atât de minunat. Nu am avut de la început programat un venit din care să ne renovăm toată casa sau să ne facem cât de cât la cele mai mici pretenții, dar Dumnezeu niciodată nu ne-a lăsat fără un leu, fără să simțim binecuvântarea Lui. Pot să spun că niciodată n-am rămas fără bani sau nici n-am apucat să-i cer Domnului un lucru când El deja ne l-a și dat. Eu credeam că, bine, Domnul m-a chemat în lucruri mici și voi lucra în lucruri mici, dar Domnul Iisus totdeauna parcă un pas înainte ne împingea și lucram pentru Domnul fără ca noi să ne dăm seama, crezând că pentru noi facem. Lucrurile decurgeau mult mai repede decât noi ne așteptam. Noi eram mulțumiți doar să renovăm acea cămăruță și chiar eram în renovare cu acea cămăruță. Vrem să o zugrăvim, să-i dăm un aer mai proaspăt, pentru că era o biserică veche, poate de ani de zile, nezugrăvită, câteva băncuțe simple și... Aceiași bătrâni veneau acolo. Da, da. Și am spus, haideți să o zugrăvim, să o facem puțin mai frumoasă, să cumpărăm un covoraș nou, ceva mai, să fie mai multă lumină, parcă, în biserică. Și
Într-o zi a venit la noi o familie care niciodată nu am cunoscut-o și nici ei pe noi. Așa parcă din întâmplare, ei înainte locuiau în Chennai. Acum erau în America, ea era din Chennai și s-a căsătorit cu un frate din America și au fost pe la noi. Vreau să vadă unde este biserica unde a copilărit ea. Și noi am început să-i arătăm, uite, aici e biserica, deocamdată zugrăvim, puțin o aranjăm să arate mai bine și i-a spus, oh, da, biserica asta este prea mică. Domnul vrea mult mai mult în biserica asta, domnul are, din așa o localitate mare, domnul are mulți oameni de scos de aici și nu o să încapă aici. Și bine, a spus asta și a plecat. Era vara. Am terminat de renovat și spre toamnă primim un telefon de la ei prin care ne spune, îi spune soțului meu, Eddie, caută o casă în Chennai, că vrem să cumpărăm o casă pentru biserică. Eddie a căutat și de la primărie a aflat că este o casă chiar lângă căminul cultural. Mulți ani a fost bar acolo. Și era o clădire foarte mare și ne-a oferit un preț foarte mic. Asta a fost, ne-a mirat foarte mult. Imediat, în câteva luni, domnul ne-a trimis acei bani și am cumpărat o casă la un mare, la un preț foarte mic. Nimeni aproape nu ne credea. Ați văzut cu adevărat mâna Domnului cum a fost peste voi, așa cum spunea și Nemia, da? Da, urma Crăciunul și era iarnă. Avem o sală mare, frumoasă, o casă mare, dar nu era pregătită pentru a primi biserica acolo. Și urma să vină Crăciunul și eu am pregătit așa în naivitatea mea, pot să spun. Am spus, hai să fac o scenetă cu copiii de Crăciun. Totdeauna am avut pe inimă evangelizarea copiilor. Sufletele acelea mici de copii și am pus un afiș pe ușa bisericii, toți copiii care vor să participe la o scenetă de Crăciun să vină în fiecare vineri la ora 4 în biserică. Eu nici nu m-am gândit că nu este căldură, nu sunt condiții pentru a pregăti ce vroiam eu. Na bun, au început să vină copiii și veneau tot mai mulți, nici sceneta nu aveam pregătită pentru atâția copii. Până la urmă am avut 50 de copii la wow. Scenetă strânși și, bine, eu continuam, tot mai adăugam la scenetă, tot mai improvizam ca să am la fiecare să-i dau un rol. Dar copiii aceștia cântau în geci groase cu ei, totdeauna când veneau, parcă îmi era deja rușine să le spun primul lucru, nu dați gecile jos pentru că o să răciți. Mai făceam eu ceva jocuri cu mișcare, cântece mai vesele ca să un pic să se mai miște, să nu stea, să înghețe pe scaune. Dar cântau cu așa o bucurie și atât de minunate sunt inimile lor, atât de sincere și fără pretenții prea mari, așa de cu atâta dragoste le-o dau pe Domnul și atât de mult se bucurau că vine Crăciunul și... Ei învață așa multe colinzi și participă într-o scenetă de Crăciun. Bucuria lor era așa de mare că nici nu vedeam pe fețele lor întristare sau cumva, cum câteodată facem noi unii oameni mari, că nu suntem mulțumiți, că ba e frig, ba nu-i confortabil, ba aerul condiționat trage și copiii sunt așa de sinceri. Era deja săptămâna Crăciunului, a venit o fetiță la mine și m-a întrebat, Sora Gabriela, o să avem căldură de Crăciun? Și pe mine întrebarea aceasta parcă m-a lovit și mă gândeam, Doamne, eu nici măcar nu sunt pregătită cu cadourile de Crăciun, care în fiecare biserică se împart copiilor de Crăciun. Cum o să avem căldură dacă noi încă nici cadourile nu le avem? M-am dus acasă și i-am spus lui Eddie. I-am zis, Eddie, uite ce m-a întrebat o fetiță. O să avem căldură de Crăciun? Și Eddie a spus, trebuie să facem ceva. Trebuie, ne-am rugat,
pentru asta, tot ne-am rugat, dar uite, e Crăciunul și trebuie să facem ceva. Atunci a luat telefonul și a sunat pe fratele lui și i-a spus, Vili, este săptămâna Crăciunului, uite, noi nu avem niciun semn de la frații noștri din America și e așa de frig la noi în biserică. Și Vili îi spune, Edi, dar tu ai de câteva zile aici o centrală în curtea mea, calorifere cu tot ce trebuie. Și nu-mi venea să cred. În 2 zile a fost montat totul, cu 3 zile înainte de Crăciun. A fost căldură în biserică și toți care au fost, vreau să vă spun că erau copii, erau vreo 50 și cred că mai erau vreo 100 de părinți. De la câți membri erau prin biserică pe la voi pe acolo? 17, 18. Au încăput? Plină. E a încăput, da. Ai văzut cu adevărat minunea lui Dumnezeu. Da. Când... Și a doua zi, că erau 3 zile până la Crăciun, a doua zi ne sună din America frații aceștia și îi spun lui Eddie, vezi că am pus în cont bani pentru cadourile de Crăciun și am pus cadouri și pentru toți bătrânii din biserică să le faci un cadou așa după nevoile lor și o mașină de lemne. A fost într-adevăr un cadou minunat de la Domnul pentru voi, chiar impresionant. Cred că nici n-ați mai putut de bucurie acolo. Da. A fost cel mai frumos Crăciun, cred. Am mers cu Colinda, cu toți copiii și cântau cu atâta râvnă și așa de tare. Se auzea pe străzile satului nostru ca niciun an. Cum ai spus, a fost cel mai frumos Crăciun de care ți amintești. Tu te-ai dedicat lucrării cu copiii, însă bătrânii pe care ai găsit acolo atunci când ai venit, au simțit și ei că Dumnezeu este de partea lor? Da, Dumnezeu ne-a dat ocazia ca să-L mărturisim pe El și dragostea Lui celorlalți oameni din sat și cu prin bătrâni. Îmi amintesc de o bătrânică din biserica noastră care era așa de simpatică. Totdeauna era prezentă la biserică, era așa de săritoare, ajuta totdeauna unde era nevoie. Și eram într-o zi în bucătărie și parcă ceva tot timpul într-una îmi spunea, du-te și vizitează pe bătrâna aceea. Și ziceam, Doamne, dar eu trebuie să termin mâncarea la copii, să-i culc, să... Nu pot acum. Am terminat mâncarea, am terminat treaba mea, am culcat cu ceilalți copii. Și acel gând tot persista în mintea mea, du-te la bătrânica aceea. Fără să-mi dau seama, am luat căruciorul cu bebelușul meu, am luat o plăsuță și îmi amintesc că tocmai am făcut sarmale și am pus câteva sarmăluțe într-o cutiuță, am luat un compot și am luat o cămașă de noapte. Când am ajuns la ea, poarta era deschisă, nu era nimeni acasă, iar ea era căzută jos, era pe jos întinsă. A vrut să-și încălzească ceva pe sobița ei și s-a ars. Toată mâna era carne vie, arsă și inconștientă la podia. M-am dus repede la o vecină și am rugat-o să cheme salvarea. Apoi am mers la o soră care stătea cu ea pe stradă și am chemat-o să mă ajute să o îmbrac. Era cămașa aceea potrivită, parcă doar Dumnezeu a putut ști că voi avea nevoie de ea. Am îmbrăcat-o repede cu acea cămașă și a venit salvarea și a dus-o la spital. După câteva zile a dus-o înapoi acasă, era paralizată și era într-o stare foarte critică, aproape tot la fel de inconștientă. Ne-a spus că în câteva zile va muri, dar nu a murit. A rămas tot în aceeași stare, nu se putea ajuta cu nimic, nu putea să mănânce singură, nu se putea ridica din pat. Copiii ei, nemai suportând să o simtă aproape, au mutat-o într-un fel de coteț, o anexă a casei din niște scânduri și într-o husă de dună au băgat niște paie și aceea au folosit-o ca o saltea. Au pus-o pe sora aceasta pe acea saltea și acolo au lăsat-o uitată. Într-o zi, una din surorile noastre din biserică s-a dus la ea și a găsit-o acolo în acea stare critică, lăsată singură pe acea saltea murdară, nehrănită, slabă, mult mai slabă decât o știam noi, era piele și os. Atunci
A sunat repede la Edith, am mers la biserică și am discutat cu mai mulți frați și surori ce putem face pentru ea. Ne-am hotărât ca într-una din camerele bisericii să amenajăm o cămăruță pentru ea. Și am adus-o în acea cămăruță. I-am pregătit cămăruța ca un fel de dormitor, cu un pătuț, o noptieră, cu o măsuță. Surorile din biserică au spălat-o, au îngrijit-o și au schimbat-o cu haine curate. Îi pregăteau mâncare în fiecare zi și celelalte surori din biserică. Totdeauna era cineva care venea cu câte o farfurie de mâncare, cu fructe, cu tot ce trebuia. Cât a mai trăit bătrânica aceea? Mai mult de un an jumate, cred. Mulți oameni din sat au aflat, aproape toți lăsat repede se află tot ce se întâmplă în sat și a fost un exemplu deosebit pentru ei. Edi periodic aducea doctorul de familie la ea ca să-i prescrie rețete, să o consulte și într-una din zile, foarte emoționat, doctorul a spus că a știut că pocăiții se ajută între ei, dar nu s-a gândit că așa de bine poate fi îngrijită o bătrână de niște persoane care n-au nicio legătură de sânge cu ea, nu sunt rudă, nu au niciun interes. Domnul asta vrea să simțim unii cu alții. El ne iubește indiferent ce vârstă avem. Avem 15, 25, 35 sau 85 de ani. Pentru el fiecare ființă de pe acest pământ are valoare și are preț. Am învățat că Dumnezeu vrea să acționăm. Dacă noi nu făceam nimic, nu era astăzi o mărturie pentru tot satul nostru. Copiii lui Dumnezeu au grijă unul de altul și este dragoste. Credința trebuie să fie trăită prin fapte. Acesta este marele adevăr. Degeaba vorbim dacă nu avem fapte. Spune, de la cei 17 aproximativ membri ai acestei biserici, care a fost în casa voastră, într-o cămăruță acolo, câți membri sunt acum? Câți oameni aveți în biserică? Acum sunt membri cam 70, în afară de copii. În afară de copii? Da, da. Așa de mult a crescut biserica. Da. Copiii care au venit atunci au fost atinși de Domnul și prin ei părinților? Da, destui de mult sunt părinții. Deci majoritatea care s-au pocăit a fost și câteva rânduri de soț și soție. Deci și tata și mama ai copiilor au făcut botez împreună. Ce frumos, ce minunat, ce minunat lucru a făcut Dumnezeu cu voi. Ai putea spune că Domnul ți-a împlinit visul acela cu o casă de modă, să fii designer, ai îmbrăcat slava cerului cu suflete noi prin lucrarea în care te-a trimis și singură poți să spui că Domnul te-a trimis acolo. Deci poți să mărturisești că Domnul te-a trimis. Da, nimeni nu înțelegea. Părinții mei erau foarte supărați pe mine. Cum? Tu vrei să mergi acolo, într-un sat, în pustie, și spirituală și materială, chiar pustie, dar mi-a spus cineva o vorbă, care m-a încurajat foarte mult. Izvoarele sunt mai dulci atunci când izvoresc din pustie, dintr-o stâncă sau dintr-un munte plin cu bogății, dintr-o câmpie bogată mai forez o fântână, mai iasă un izvor, dar din pustie, când izvorăște un izvor, e chiar mâna Domnului. Când vezi în acea arșiță un izvor țâșnind, îți dai seama cât de mare este binecuvântarea. Domnul iubește mai ales locurile secetoase, pentru că acolo este nevoie. Și cine să meargă în aceste locuri? Unii doresc să meargă în Africa, în părțile asiatice și pleacă misionari. Oare noi nu avem locuri unde este arșiță? Mă bucur așa de mult că ai înțeles acest lucru și că ai acceptat voia Domnului și că ai primit-o ca pe o voie a Domnului în viața ta. Dragi ascultătoare, o parte din ceea ce a vrut Gabi să ne spună aici la acest microfon ați aflat de la ea. Felul în care Dumnezeu a trimis-o în arșița unei localități. A scos-o dintr-o biserică foarte mare, din oraș, și a trimis-o într-o biserică mică, numai cu bătrâni, la sat. În schimb, fața acelui loc s-a schimbat total. Ne vom întâlni și data viitoare ca să aflați de la Gabi ce alte lucrări și ce
mult a binecuvântat-o Domnul în viața ei. Ne despărțim acum. Până la întâlnirea viitoare vă spunem, fiți binecuvântate și Domnul să vă facă și pe voi să înțelegeți care este planul lui cu privire la fiecare. La revedere! La revedere! Domnul să vă binecuvinteze! La inimă. Pentru noi, femeile.